Bine v-am găsit la horoscopul de weekend, 7-8 octombrie. Nu avem ceva deosebit de vorbit astăzi, decât să vă aduc aminte că sâmbătă la ora 3, ora României, este programat să apară horoscopul săptămânii care urmează și vom avea niște evenimente și săptămâna viitoare, poate chiar interesante. Tot în weekend, duminică seara, va apărea horoscopul de luni, dar există deja pe rol, știți foarte bine, horoscoapele lunii octombrie, astrodrama lunii octombrie și deocamdată atât, pentru că horoscopul săptămânii care se încheie iese din valabilitate. Dar nu chiar de tot, pentru că acolo am vorbit de niște evenimente care abia au început, da? Puteți să vedeți și horoscopul săptămânii, pentru că acolo am vorbit despre Lilith, am vorbit despre nodul sud, care o să-și lase amprenta luni de zile de acum încolo, Lilith timp de 9 luni de acum încolo, întâlnirea dintre nodul sud și Marte 6 luni cel puțin de acum încolo. Deci puteți să vă mai uitați un pic și la horoscopul săptămânii care se încheie înainte de a vedea cu ce vine săptămâna următoare, săptămâna cu numărul 41. Așa mă uit la mare, da, o să avem măcar două evenimente importante și săptămâna viitoare. Puteți vedea și oracol scop, pentru că foarte probabil după weekend, așa mi-am planificat, după weekend voi apărea și cu un oracol scop, dar de data asta nu va fi un oracol scop de luna nouă, așa cum fac de obicei. Nu este luna nouă acum, luna nouă va fi pe 14, dar pregătesc terenul ca să am un oracol scop de eclipse. Din nou cu mesaje de eclipsă. Am mai zis lucrurile astea zilele trecute, de aceea fiți pe fază în acest weekend, după acest weekend, cu tot ceea ce urmează și probabil am să fac un oracol scop cu 12 calupuri diferite, cu mesaje pentru fiecare zodie și nu așa pe alese cu data nașterii, cum fac de obicei. În acest weekend n-am de spus nimic special, nu se formează niciun alt aspect nou față de cele deja anterioare despre care am vorbit în horoscopul săptămânii și la fiecare horoscop zilnic. De aceea cred că am să vă invit jos direct în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente și aici vedem weekendul de 7-8 octombrie cu ce noutăți vine pentru fiecare și să sperăm că va fi un weekend liniștit. Voi, bebecii, oare ce gânduri de căsătorie, de însurătoare, de măritiș aveți? În cazul vostru, grămada de planete, ponderea cea mai mare de planete, este în casa 7, acolo în balanță, care înseamnă căsătorie, căsnicie, parteneriate și foarte probabil, foarte mulți să fiți preocupați de subiectul ăsta mai mult ca oricând. Marte, guvernatorul vostru, este acolo, este în conjuncția aceea despre care am vorbit zilele trecute, conjuncția cu nodul sud, care vorbește foarte mult de predestinare, de lucruri pe care le-ați semnat în momentul când ați venit pe lume, poate în strânsă legătură cu un partener de viață. Cine știe cum vor mai fi evenimente și zile viitoare și despre care am vorbit, evident, în toate horoscoapele lunii, octombrie, vor mai fi evenimente aici în balanță. Pentru unii, cam se aud clopote de nuntă. Cine știe, vă gândiți să faceți o cerere în căsătorie, să răspundeți la o cerere în căsătorie, întâlniți, de ce nu întâlniți un personaj care mai devreme sau mai târziu va deveni partenerul de viață, deci dacă lipsește un partener din inima voastră, din viața voastră, din dreapta voastră, fiți cu ochii la orizont că nici nu știți de unde sare iepurile. E o perioadă prea bună. Poate chiar toată luna, octombrie, nu neapărat acest weekend, acum, da, e o energie, o dată în plus, pentru că tocmai s-au produs niște evenimente acolo în balanță, e o energie a destinului, amprenta destinului se lasă foarte tare pe căutarea jumătății, găsirea jumătății sau dacă există deja această jumătate în viața voastră, fie că este deja oficializată relația printr-o căsătorie sau doar vă gândiți la asta, probabil începe să vă gândiți din ce în ce mai mult. Vă oferiți din ce în ce mai mult confirmarea, garanția, parcă vă,
V-ați convins singur că, da, e momentul să o fac. Mi-am găsit omul, mă simt bine lângă omul ăsta, mi inspiră încredere. Și cine știe, vine plan de nuntă undeva la orizont. Acum, peste 6 luni, peste un an, cine știe, sau pentru unii ceva așa cam intempestiv, hodorong tronc. Intrați în săptămâna aceea oarbă și vă duceți la altar într-o secundă. Bun, pentru unii poate fi doar logodnă, angajament că o să facem lucrul ăsta, nu neapărat vă duceți la primărie și semnați acolo că da, dar pentru unii se poate vorbi și de așa ceva. Evident, e perioada de nunți, nu? E normal să fie mulți berbeci acum programați la căsătorie, dar nu la asta mă refer, ci la această energie fantastică a balanței care pe voi vă susține cel mai mult. Cu atât mai mult că și Venus este într-o perioadă în care e foarte activată. Deci dacă vă bate gândul să vă asumați o relație serioasă, ar putea fi momentul. Și Venus este acolo pe buza ieșirii din Leu, își lasă tot amprenta, pe acolo trece zilele astea și luna, încât peste câteva zile, pe 9-10 octombrie, vom vorbi de acea mare, triplă conjuncție dintre toate elementele feminine. Nu vor fi în Leu, vor fi într-un alt sector al vieții, dar care cumva dă greutate și energiei balanței foarte tare. Întâlnirea va avea loc în Fecioară, vom vorbi atunci despre asta, dar totuși e vorba, Fecioara ține mult și de responsabilitate, încât pentru unii a venit vremea să vă asumați o relație serioasă, poate ați găsit omul potrivit și ziceți gata, merg mai departe, sau cineva își asumă față de voi un astfel de rol. Da, fiți pe fază că nici nu știți cum vă îndrăgostiți, nici nu știți de unde sare inepurile. Sunt multe aspecte acolo care vizează viața în doi cu sentimentul ăsta de m-am hotărât, decid, am ales, nu mai stau în cumpănă, știu ce vreau și trec mai departe. Taurii, voi s-ar putea să aveți în preajmă niște personaje foarte amuzante, vesele, tinerești, puse pe distracție, dar care nu prea vă inspiră seriozitate, încredere. Poate, da, ori fi foarte tineri, foarte superficiali din anumite puncte de vedere. Și deși ați avea niște activități de făcut în weekendul ăsta, foarte probabil să vă dezamăgească un pic, că se cam joacă. Nu puteți pune bază, practic, pe promisiunile lor. Ei zic, bat cu pumnul în piept, că fac, că drec, că sunt acolo, lângă voi. Și când ar trebui să apelați la susținerea acestor persoane, probabil dau așa, au uitat, nu sunt acolo, nu răspund la telefon și s-ar putea să facă gafe infantile. Inclusiv chestia asta, că nu răspund la telefon, clar că arată o mare doză de neseriozitate, de superficialitate, de spiritul ăsta copilăresc. Se joacă cu răbdarea voastră, cu încrederea voastră. Din alt punct de vedere, e posibil să aveți șansa să adunați în jurul vostru, la aceeași masă, în aceeași cameră, persoane din mai multe generații, gen nepoți și bunici, părinți și copii. Posibil să fie acolo niște discuții, poate de familie, dar foarte serioase, de alea pe care le țineți de câteva ori pe an, să zicem așa. Discuții legate de o posibilă mutare în altă parte, de o posibilă mutare profesională a unuia dintre membrii familiei și atunci toată lumea trebuie să-și dea cu părerea ce facem, fraților, mergem sau nu mergem cu tata în Honolulu care are acolo job. Discuții serioase, în care clar că se vor aprinde spiritele, unul zice că da, altul zice că ba, eu nu-mi las iubitul, eu nu-mi las jobul, eu nu-mi las casa, eu nu-mi las pisica, chestii de astea care o să vă răscolească pe toți. Sigur că se va ajunge la un consens în cele din urmă, poate nu azi, nu mâine, poate fi o discuție de câteva zile bune de acum înainte, dar deocamdată se aprind spiritele. Fiecare privește această posibilitate de schimbare, provocarea respectivă, o vede din perspectiva intereselor proprii. Tânărul, din punctul lui de vedere, eu nu-mi las școală, eu nu-mi las prieteni, cel mai matur, cum domnule, dar ne trebuie bani, dar ne trebuie stabilitate, e, aici o să iasă un pic de
Furtun, dar foarte probabil în cele din urmă, peste câteva zile, nu acum, foarte probabil, cine știe, tocmai la sfârșitul lunii, când va avea loc o fază de lună plină care vă vizează cu eclipsă, probabil veți lua o decizie din care toată lumea cumva să fie mulțumită. Gemenii, nu vreți să stați în acest weekend. Așa pare. Probabil nu aveți niciun program, probabil nu aveți nicio invitație pe undeva, dar nu vreți să lăsați weekendul ăsta așa să dormiți, să treacă nefolosit. Deși cam așa se prefigurează. Încât s-ar putea să fiți genul de om care, deși nu are nimic în plan, o cam ia singur așa pe coclauri. Foarte probabil să mai sunați un prieten, să mai invitați pe unul, pe altul și din diverse motive să fiți refuzat și care la prima vedere parcă vă fac și pe voi să renunțați. E, dacă nu vine Costică, nu mă duc nici eu la pescuit, nu mă duc nici eu la ghebe și tot felul de genul, planuri de astea trecute pe linie moartă, așa v-ați fi gândit. Dar așa vă treziți, probabil nu sâmbătă, ci duminică, vă treziți cu o idee năstrușnică și bine faceți de a pleca unde vedeți cu ochii. Chiar și singur. Vă urcați în mașină fără țintă. Vă duceți la un film de unul singur. Da, veți face ceva de unul singur. Pentru că vreți să ieșiți din rutină, vreți să ieșiți din dependența de altcineva. Nu poate iubitul? Vă duceți singur. Nu poate soțul? Vă duceți singur. Nu vine un prieten? Vă duceți singur. Deci veți face mai bine niște lucruri pe cont propriu decât dacă v-ați face planuri cu toată familia. E deja când trebuie să fiți cu alții, așteptați-vă la neprevăzut, la schimbări de program, pe când ce faceți așa că vă vine vouă, poate fi de bun augur. Și se poate, din ceea ce se prefigura a fi un weekend banal, plictisitor, pasiv, somnolent, ar putea să fie foarte interesant. Sigur că puteți fi și mobilizatorul unui grup de persoane. Hai, fraților, să mergem. Hai, prieteni, hai, copii. Dacă veți fi voi mobilizatorul, poate mai degrabă o să adunați un mini grup acolo care să vă însoțească. Dar dacă așteptați de la alții, nu prea bine. Poate chiar neprevăzutul își lasă amprenta, gen acolo unde nu vreți să mergeți, acolo nu aveți niciun chef să mergeți, așa parcă de dimineață vă treziți cu greu și zice, n-am niciun chef să mă mișc astăzi, totuși faceți un efort să vă mișcați și pe unde treceți v-ar putea aștepta lucruri minunate, inclusiv iubirea în peisaj pentru unii, de ce nu? Deci acolo unde nu aveți nicio tragere de inimă, eu nu mă mișc astăzi, eu dorm, eu prefer să mă plictisesc. E, cine reușește să lupte cu inerția și cu comoditatea și cu lenea de weekend, ar putea avea parte de un weekend nemaipomenit, foarte activ, dar nu în casa voastră, nu acolo unde sunteți de obicei, ci așa, măcar un kilometru mai încolo dacă vă duceți, s-ar putea să vă aștepte niște surprize foarte plăcute. Racul, cine știe, vă vin musafir, vi se cam umple casa din multe puncte de vedere. Ori voi vă duceți în casa cuiva și sunteți foarte bine primit. Este un weekend perfect pentru socializare, pentru evenimente de familie, sigur, loc și de nunți, și de aniversări, și de petreceri, și de niște motive de sărbătoare. Se adună niște oameni, poate chiar în jurul unui pahar de vin, gen o recepție, o aniversare, o cununie, o cununie civilă. Deci posibil să se lase cu flori, să se lase cu muzică, să se lase cu dans, de ce nu? Poate fi un moment în care se adună oameni la distracție și în care puteți fi și voi invitat de vază. Poate și cu bani, în sensul că ieșiți la un restaurant, e, costă. Ieșiți la un spectacol, costă, vă duceți să cumpărați niște lucruri frumoase pentru casă, pentru voi, pentru aspect, pentru imagine, costă. Dar nici nu vă uitați la bani. Cât timp lucrurile alea materiale vă aduc bucurie și fericire și poate mai fac și pe alții bucuroși, nici nu vă uitați cât costă. S-ar putea să vă permiteți niște capricii foarte plăcute. Chiar și pentru voi înși vă duceți și vă cumpărați ceva frumos, o geantă, o rochie, un pardesiu, un telefon, ce-o fi acolo,
De drag, de plăcerea de a vă face vouă un cadou. Sigur că se poate să fiți și foarte generos să faceți cadoul ăsta cuiva, dar din nou, nu contează cât costă, ci contează obiectul ăla. Că îl investiți cu dragoste, îl investiți cu gânduri bune. Nu prețul contează. Da, poate unii se uită și la preț, să fie mai de soi, să fie mai frumos, să fie mai luxos, poate chiar inclusiv pentru voi, s-ar putea să nu vă duceți la second hand, ci să vă duceți la magazin de firmă, dar asta va fi satisfacție. Domnule, mi-am permis o rochie de 1000 de lei, da, pentru bucuria mea sau pentru bucuria cuiva foarte drag. I-am cumpărat soră-mii o brățară de aur, da, de drag, nu că am o obligație, că am vrut eu. Puteți investi foarte mult și în casa voastră. Tot bani, evident. Atunci ce cumpărați mobilă sau măcar ochiți mobila pe care vreți să o cumpărați, dacă nu cumva unii chiar o casă, pentru unii a venit și vremea să vă gândiți realmente la o mutare într-o casă nouă, dar pare să fie casa visurilor voastre. Doar poate o vedeți, poate o visați, poate o manifestați, poate deschideți o revistă și o vedeți și ziceți, asta e și va fi a mea. E un semn de la Univers. Dacă e vorba de casă, dar poate nu doar de casă, poate să fie mobila de vis, poate să fie, nu știu, casa de vacanță de vis. Deci parcă e un loc pe care l-ați visat toată viața și de care cumva sunteți atașați. Dacă m-aș duce un pic cu simbolul și mai departe, aș lega de șansa de a trece, acum sau în perioada imediat următoare, de a trece printr-un loc de care sunteți atașat karmic. Gen, ați mai trăit odată acolo, cândva, în altă viață, pe acolo, pe undeva este un suflet pereche, pe acolo, pe undeva este un partener din altă viață față de care aveți ceva de oferit. Deci, poate un loc, poate un spațiu sau poate o conexiune cu cineva, chiar și prin telefon, chiar și prin internet. Puteți luați legătură cu cineva din altă parte, dar e o conexiune sufletească acolo, spirituală, mai mult decât sufletească. Probabil din altă viață și cândva, mai devreme sau mai târziu, vă veți întâlni, vă veți echilibra acolo niște datorii karmice sau poate vine un moment de fericire în care destinul vă aduce pe aceeași stradă la un moment dat. Dar hai să nu ducem atât de departe povestea, că nu toată lumea are șansa asta de a trece prin locuri îndepărtate prin care au mai trăit cândva, ci atunci ar putea să fie doar bucuria de a vă face vouă o plăcere, o cheltuială de a aduna familia, de a dărui ceva, de a primi ceva și care să vă facă fericiți. Voi, leii, o să aveți în acest weekend două elemente foarte importante, feminine, și Luna trece în vizită pe la voi prin ogradă în acest weekend, dar este și Venus pe ultima sută de metri după cât a stat la voi în ogradă. Venus a stat foarte mult în Leu, dar iată, se pregătește să părăsească pe nouă această zonă. Deci, așa un pic le mai aveți pe amândouă acolo. Nu mai aveți pe Lilith. E bine. O să se întâlnească Venus, Lilith și Luna zile viitoare, dar în zodia imediat următoare, dar cele două elemente, Venus și Luna, parcă sunt două gospodine, așa, care vin în curte și fac curățenie. Și după aia, gata, pauză, multă vreme, vreo 9 luni de acum înainte, nimic nu se mai întâmplă interesant în zodia voastră. Hai să zicem până prin februarie, când va fi o lună plină în ograda voastră, puteți spune că e pace și liniște. Dar e momentul ăla de final de poveste, final de eveniment, final de nuntă. Imaginați-vă cum e când, sau hai, nu, după un concert. Nu ne ducem chiar până la nuntă. A fost un concert în curtea voastră. Lume, mult, agitație, nebunie, câte s-o fi întâmplat. Gata, s-a terminat concertul. Concertul lui Venus, concertul lui Lilith, câte concerte ați avut voi pe parcursul acestei veri și acum e curățenia de după concert. Faceți ordine, aruncați cei de aruncat, trageți linie, să vedeți a ieșit bine, n-a ieșit bine evenimentul, dar foarte posibil să fiți mulțumiți de cum ați ieșit. O fi un moment de final, dar e un final, parcă simțiți nevoia să vă mândriți. Mamă, ce concert a ieșit! Eu l-am organizat în curtea mea și uite ce bine l-am
pregătit, cum s-au desfășurat toate. Și acest weekend e un moment de bilanț pentru voi, dar și de ego, dar și de orgoliu, dar și de dorință de a arăta. Unii, dacă tot am zis dorință de a arăta, poate chiar asta și faceți. O ieșire la rampă cu o imagine foarte bună. Ultimele ajustări, să zicem așa. Poate cu Lilita acolo, unii n-ați avut cea mai bună perioadă, inclusiv fizic, să vă uitați în oglindă și să spuneți, îmi place de mine. Poate unii n-ați avut această senzație, încât acum, bine că s-a dus Lilith, de câteva zile v-a părăsit și a rămas acolo Venus. Și Venus este o planetă a frumuseții, a bunătății, a frumuseții vieții, dacă nu a frumuseții fizice. Și fără Lilith acolo, fără umbra aia care trecea peste fața voastră, nu v-ați mai văzut toate ridurile și toate petele și toate coșurile de pe față, metaforic vorbind. Ați început să vedeți și partea frumoasă a lucrurilor, pentru că atât timp cât a stat Lilith din ianuarie până zilele trecute, pe aici au trecut foarte multe planete peste vară, din iunie încoace, Marte, Mercur, Soarele, Venus și Luna, evident, și poate nu întotdeauna și-a lăsat amprenta pozitivă această trecere nebună de planete, în care unele chiar au stat foarte mult, de exemplu Venus. E acum cu Venus acolo și cu Luna în acest weekend, parcă vă duceți așa să vă mândriți de cum arătați. Începeți să vă recăpătați bucuria de a vă vedea în oglindă. Poate vă oferiți vouă singuri niște daruri. Vă duceți să vă cumpărați niște haine, vă duceți la un coafor, decideți să mergeți la un coafor, că poate n-ați mai făcut-o de mult. Coafor, îmbunătățiri exterioare, un pic de ajustări de imagine. Pentru că imaginea parcă se îmbunătățește. Sigur, femeile în principal sunt vizate, deși frumusețe poate să fie și la bărbați, dar în special femeile parcă pun mai mult preț pe aspect. Ieșiți cu o haină nouă la interval și lumea vă remarcă. Vă place să umblați în șifonier și deodată spuneți, mamă, n-am mai purtat hainele astea de un an de zile, de toamnă, și le scoateți la interval. O dorință de a fi frumoase, hai să zicem femeile, că totuși e energie feminină puternică. Sigur, și de dragoste e vorba aici. Aici poate mai ales bărbații simt nevoia să fie cu jumătățile lor, să le răsfețe pe femeile din viața lor, să le dea atenție, ideal ar fi, da, femeile să se iubească pe ele foarte tare, iar bărbații să dăruiască foarte mult femeilor din viața lor. Și cum e o perioadă în care dragostea putește în aer, relațiile sunt foarte probabile și mai ales relații de natură karmică, de ce nu? Faceți-vă frumoși și ieșiți la cuceriri. Nici nu știți de unde apare iubirea la orizont și parcă mai ales în acest weekend. Cine știe, o ieșire undeva, la un restaurant, la un club, la un loc în care se adună oameni, puteți fi remarcat că prea sunteți frumoși în perioada asta. Prea doriți să vă vadă lumea. Și ați ieșit din zona de penumbră de la Lilith Citire și vreți așa pe ultima sută de metri a lui Venus acolo să arătați cât v-ați schimbat, că vă iubiți pe voi, că poate ați făcut niște schimbări pe perioada trecerii lui Lilith pe acolo, că poate v-a și ajutat să conștientizați niște puncte sensibile și ați lucrat la ele și acum trebuie să vadă toată lumea cum arătați, cum vă simțiți, ce lumină radiați și nu se poate să nu vă remarce cine e trebuie. Fecioara, parcă vreți să vă odihniți voi foarte tare, parcă nu prea aveți chef de mișcare, acțiune, activitate, ieșire. Ba chiar cred că o să preferați să dormiți, să vă încărcați un pic bateriile. Poate mai aveți niște treburi de rezolvat pe acasă, niște chestiuni domestice de care n-ați avut timp. Poate toată săptămâna, poate toată luna trecută. Și de aia s-ar putea să preferați un pic de odihnă acasă la voi. Aveți niște discuții de purtat cu familia, cu cineva. S-ar putea să stați mult timp la negocieri cu cineva.
O facem, nu facem. Poate trebuie să luați o decizie, poate trebuie să discutați cu altcineva și fiecare și-ți spune punctul de vedere în care fiecare o ține pe a lui și voi pe a voastră și celălalt pe a lui și deocamdată n-ați ajuns la un consens, dar poate ăsta este și scopul acestei discuții. Hai să ajungem la o înțelegere. Dar cred că mai degrabă e dorința asta de retragere. Poate vreți un pic de singurătate, aleasă. Poate fizic nu vă simțiți prea bine. Posibil să fiți un pic obosit, stresat sau poate există o mică problemă de sănătate care vă cere să o lăsați mai moale. Cred că ăsta e cuvântul. Ușurel, zice cineva. Nu te agita, dormi mai mult. Hai, dacă tot e weekend, uite, te las cu ale tale. Pentru că ați muncit mult în ultima perioadă. A fost așa un oarecare exces de zel pe care l-ați făcut și vă resimțiți. Și poate ați avea ceva de făcut astăzi, dar nu iese. Nu dați randament din cauza nivelului scăzut de energie. Pe lângă faptul că a intrat și Lilith la voi în ogradă și Lilith, dintr-o dată, parcă vă scade nivelul de protecție asupra organismului. Posibil, unii să aveți o indigestie, să aveți o cădere, poate și emoțională, de ce nu? O durere de șale, de rinichi, de ceva, așa, pe nepusă masă, fără preaviz. Și care, ce vă cere? Calm, relaxare, lasă-o mai moale. Las-o pe altă dată. Mai pasează și la altul. Nu e obligatoriu să faci. Că chiar și problemele de sănătate, dacă apar, că nu o să fie ceva grav, ci doar așa un dezechilibru care durează câteva zile, probabil până vă reveniți din nou la normal. Orice problemă de sănătate, de fapt, este o frână. Stai, ușurel. Te agiți prea tare, te dai peste cap, exagerezi în anumite privințe. Și de aia ni se mai dă câte o durere pe aici pe acolo, că doar așa ne potolim. Balanța, mamă, ce e la voi în ogradă acolo cu trei planete, buchețel, așa, și normal că vă simțiți în centrul atenției cu atâtea elemente acolo. Depinde, unii o să tratați ca un beneficiu această fantastică acumulare de forțe, pe când alții ziceți, Doamne, câte am pe cap, nu mai știu pe unde să-mi scot cămașa. Unii, da, poate aveți un stres, vă simțiți foarte responsabil, foarte multe simultan pe umerii voștri și de aia și de aia și de aia, parcă aveți un program supraîncărcat, deși e weekend, parcă trebuie să le faceți pe toate voi, pe când alții vi le asumați. Dăm că pot, dăm că pot, ziceți. Deși am și eu programul meu și n-ar fi stricat să-mi fac și eu weekendul, dar dacă îmi cere bunica nu știu ce, dar mai îmi cere și unchiul nu știu ce și mai îmi cere și soțul nu știu ce, fac. S-ar putea să preluați așa două, trei, patru sarcini dintr-un foc. Clar că vă copleșește la un moment dat, dar vă iese. Vă stimulează ceva. Și vă stimulează nevoia altora de voi. Da, ciudat. Vedeți că oamenii au nevoie de voi și asta vă face să vă dați peste cap. Mai cum să nu fiu de folos familiei când toți, uite, trag de mine? Importanța pe care vi-o dau acești oameni, că sunteți un pion principal, ce pion, sunteți motor principal pentru foarte mulți, asta vă stimulează. Fac, mă dau peste cap, las deoparte și ce dacă e weekend? Mă duc acolo și pentru cutare și pentru cutare. Mult altruism, multă generozitate, multă bunătate, evident motivată de laude, de aprecieri, de lingușeală, de ce nu? Poate fi vorba și de așa ceva, vai, fără tine nu se poate, dar vă place această importanță pe care o jucați în viața unora. Și asta vă împinge de la spate. Cu tare are nevoie de mine, dependent de mine, trebuie să fiu acolo, pot să-l ajut, stă în puterea mea. De ce să nu o fac dacă uite cum trag toți de mine și asta e probabil cea mai mare satisfacție a voastră să vedeți câtă lume vă caută. Sunteți popular, da, popular, important, folositor și de aia s-ar putea să fiți tras în toate direcțiile. Scorpionul, s-ar putea să vă simțiți bine,
să fiți foarte vizibil, printr-un artificiu de imagine. S-ar putea să vă remarcați prin ceva doar al vostru. Gen, o vreme a stat în banca voastră, departe de lume. Nu v-a mai văzut lumea de 3 luni. Și deodată apăreți în mediul respectiv, pe care, să zicem, nu l-ați mai frecventat atâta amar de vreme. Dar în tot acest timp cât n-ați mai fost în locul ăla, voi ați făcut niște schimbări majore la voi. Nu mai sunteți cel de acum 3 luni. Ați slăbit, v-ați schimbat coafiura, v-ați schimbat aliura, v-ați schimbat mașina, ați schimbat ceva, wow, care ia ochii tuturor. Și vă duceți din nou în mediul ăla, ieșiți la rampă și faceți cuceriri. Primiți laude, aprecieri, vă simțiți voi super bine că sunteți remarcat. Poate fi șansa voastră de afirmare realmente. Și dacă zic de afirmare, de ce nu poate fi vorba și de iubire acolo? Să cuceriți pe cineva. Nu v-am mai văzut de atâta mare de vreme și acum când apăreți, wow, zice persoana respectivă. Sigur că se poate și voi să remarcați pe cineva în același mod. Nu l-ați mai văzut pe nu știu cine de 3 ani și acum când îl vedeți, vă pică cu tronc. Wow, cum arată! Atunci era gras, era urât, era... Și uite acum ce mușchi are pe el, uite ce frumos s-a făcut. Cineva a făcut mari îmbunătățiri la el, ori voi, la propria persoană, ori altcineva și apare și vă cucerește. Poate fi un moment de asta de mândrie, cineva e mândru, cuiva îi place să se arate ce bine se ține în momentul de față. Ce haine are, ce mașină are. Da, un pic de enfază acolo, un pic de infatuare, un pic de ego, dar pe merit. Cineva chiar arată bine. Sau orice alt fel de succese, poate nu neapărat de imagine, gen, cum am zis, cineva și-a cumpărat o mașină, o scoate la interval, cineva și-a făcut un iubit, îl scoate în lume să pice toate fetele de invidie. E o dotă de asta de, mamă ce tare sunt, trebuie să arăt la toată lumea cu ce mă mândresc eu. Sau postează pe Facebook, pe Insta, pe toate celelalte să se laude cu lucrul ăla. De ce? Pentru că e un motiv de fericire. Nu e o chestie de care să atragă invidia sau răutatea altora, ci cineva e mândru. Probabil voi sunteți acela. Ceva de genul, măi, am tăcut atâta vreme, am tăcut așteptând să văd dacă e sigură treaba asta, dacă relația ține, dacă nu mă îngrași în loc după cura de slăbire. Am așteptat o vreme, am testat evenimentul ăla fericit, dar acum pot să-l fac public și să mă laud cu asta. E așa că am venit vremea să puneți reflectorul pe voi, să spuneți la toată lumea, să vă mândriți, să vă bateți cu pumnul în piept și să atrageți și aprecieri sincere pentru aceste realizări. Voi, săgetătorii, sunteți înconjurați de un anumit grup de persoane, de familie, de cei dragi, de prieteni și jucați și voi un rol în acest mediu. E o întâlnire, o reuniune, un eveniment colectiv care adună mai multe persoane în jurul unui moment mai special. De ce nu? O nuntă, o petrecere, o aniversare, un motiv de sărbătoare. Cineva are ceva de sărbătorit și la care participați și voi. Inclusiv pot fi reușite de natură profesională, gen a semnat un proiect, dați de băut, un team building, o petrecere în grupul de colegi. Se poate și asta. Poate chiar la serviciu pentru cei care lucrează. Dar e un motiv care adună la oaltă oameni și când se adună oameni în alt mediu decât hai la muncă, e altă atmosferă. E bucurie acolo, e distracție. Se leagă mai bine prietenii, schimb reciproc de vorbe bune, informații, altceva decât chestiuni de zi cu zi la serviciu, de exemplu. Se pun la cale evenimente viitoare, gen hai să facem rebelionul nu știu unde, hai să mergem de Halloween la munte, hai la un grătar săptămâna viitoare, planuri de viitor la care toată lumea are ceva de comentat. Parcă se și pun bani
Mână de la mână, faceți așa o adunare, o mobilizare de forțe și trebuie puși și niște bani acolo. Da, mergem de Revelion la Paris. Da, de pe acum, hai, trebuie să ne adunăm un pic bani, hai să cumpărăm biletele, hai să rezervăm. Dar parcă toată lumea participă cu ceva. E un motiv, e un scop comun către care se adună atâtea energii, cu bucurie, cu satisfacție, cu nerăbdare. Mamă, ce bine o să fie! Și cu bani. Și parcă sunteți toți generoși. Nu vă uitați la bani, dacă tot mergem la Paris, frate, dar măcar să stăm la 4 stele, să ne simțim și noi bine. Deci o dorință chiar și de a exagera între ale bucuriei de viață. Un pic de excese, de abuzuri, da, de ce nu, ceva de genul. Noi o viață avem, ce rost are să facem economii? De câte ori ne permitem noi un revelion la Paris? Cam asta e sentimentul de ceva special, unic, la care toată lumea de la care toată lumea așteaptă ceva de top. Va fi motiv de fericire acolo. E, poate fi orice alt fel de eveniment. Aflați că se mărită o verișoară și deja se vorbește de nuntă, de primiți invitație. Deja vă gândiți la anul viitor, unde mergeți la anul. Deci niște planuri minunate de perspectivă mai îndepărtată și care de pe acum trebuie pregătite. Planificare de pe acum, rezervările de pe acum, biletele de pe acum. Parcă cineva vine cu propunerea asta. Poate nu sunteți voi mobilizatorul. Poate da, poate nu. Dar vine cineva cu propunerea. Ce-ar fi să? Și vă legați imediat. Vi se pare excelentă ideea. Mamă, ce bine o să fie. Se aprinde focul acolo. Se pune gaz pe foc. Nu e ceva doar pentru voi, să zicem așa. În unele cazuri poate fi și propriul vostru plan, în cazul în care n-aveți cu cine să le faceți, dar e bucuria asta colectivă care adună minim două persoane, deși cred că e mai multă lume acolo, deci nu e neapărat o chestiune de cuplu, poate să fie și de cuplu, dar poate e mai mult decât de cuplu. Grup de prieteni, toată familia, voi și copiii, și care toată lumea parcă privește spre viitorul ăsta cu entuziasm, cu speranțe, cu așteptări colosale, mamă ce tare o să iasă și s-ar putea să iasă, exact așa cum vă propuneți. Voi, Capricornii, ar trebui să fiți un pic pregătiți că poate să apară dragostea de pe undeva și poate neplanificat. Ori nu de la persoana de la care așteptați. Erați așa cu ochii la cineva și sperați, poate mă caută, poate mă sună, poate mă invită și nu vine de acolo. Sau într-o împrejurare mai bizară, așa parcă e o chestiune de noroc acolo, e o chestiune de hazard, așa, o mare întâmplare, dar nimic nu întâmplător. Ați putea cuceri pe cineva, ați putea fi cucerit de cineva. Există, plutește în aer așa o energie a iubirii foarte mare. Pasiune, atracție, bineînțeles, poate și asta. Luna și cu Venus, două energii feminine, sunt într-un sector foarte focos pentru voi, foarte pasional, în casa iubirii fizice, încât apare o mare ispită la orizont pentru voi. Dar nu e neapărat o ispită periculoasă. Poate fi și iubire de aia, wow, la prima vedere, neașteptată, vi se pare că e jumătatea predestinată, că e omul mult căutat, că e sufletul pereche, fie că sunteți, fie că nu sunteți în căutarea iubirii. Se poate și așa să apară fără să fiți pregătit pentru iubire. Gen, sunteți într-o altă relație. Mai ales bărbații, da, cred că mai ales bărbații se pot, deși cred că e vorba și de femei aici, nu, nu este o energie feminină, gen, femeile pot fi mai atrăgătoare, mai sexy, mai pasionale în perioada asta. Se poate să apară o Ileana Cosânzeana în viața unui bărbat și să ia mințile, dar se poate și o femeie să vadă un bărbat și să, când se uite la el, zice, măi, este exact ce mi-am dorit. Ăsta e genul, ăsta e și acum îi atrage atenția. Parcă intrați sub puterea de seducție a cuiva. Cineva vă aburește, vă dăpăcește, vă hipnotizează. Poate în sens bun,
De când o așteptați iubirea asta, dar poate fi și în sens periculos. Ce vă faceți dacă vă pierdeți mințile? Mult sex appeal acolo, multă atractivitate, mult magnetism între ea și el, încât se poate solda cu un weekend plin de pasiune și de foc. Ce va ieși de aici greu de spus. În unele cazuri poate să iasă iubirea vieții. Se poate și asta. Cum este un Marte acolo în conjuncție cu nodul sud, într-un sector foarte important pentru voi, într-un loc al destinului în care parcă l-ați așezat pe pedestal, gen cam asta îmi doresc, șablonul ăla, idealul masculin, să zicem așa, pentru o femeie sau idealul feminin pentru un bărbat, poate să apară idealul ăsta pe undeva pe stradă. Wow, uite, este exact ce mi-am dorit. Vă îndrăgostiți, vă lăsați cucerit, cuceriți. Poate fi o aventură, poate fi o aventură de noapte, poate fi o ieșire în club, dar vă zăpăcește. Intrați așa în mrejele unui hipnotizator, dar poate să iasă și ceva foarte frumos de acolo. Deci nu e obligatoriu să stați departe de această ispită în cazul în care nu sunteți pregătiți pentru ea. Cine știe? Dați-i șanse, dați-i apă la mare, puneți combustibil peste focul ăla, că nici nu știți ce iese. Vărsătorul, posibil să primiți o propunere interesantă din partea cuiva și de aici să iasă o colaborare foarte bună. Propunerea poate să însemne inclusiv de natură sentimentală. Sunteți invitat undeva, primiți un telefon, vă contactează cineva, dar se poate și invers, ca voi să fiți cel care pune mâna pe telefon și face pasul către. Deci o propunere, un contact între două persoane se poate solda cu ceva reciproc avantajos și foarte frumos acolo. O invitație în oraș, mamă, poate ieși o iubire de acolo sau o aventură de noapte. Un contact pe Facebook, cine știe ce se ascunde în spatele acestei situații, dacă nu cumva e mâna destinului acolo. Pentru unii, cumva există și un fel de conștientizare a unui suflet pereche. Este o perioadă în care sufletele pereche se caută. Este această conotație de care am vorbit chiar și la horoscopul de ieri, cred, între conjuncția dintre Venus și Lilith și conjuncția dintre nodul nord și no, dintre nodul sud, pardon, și Marte, care poate aduce un el și o ea de pe planeta asta pe același bulevard să se vadă. Și voi ați putea fi într-o astfel de situație. Să vă aducă destinul pe aceeași stradă, el și ea. Aceia predestinații, sufletele alea pereche, sufletele alea gemene în altă viață care și-au promis ele că se vor întâlni într-o zi și pentru unii se produce marea întâlnire, marele contact. Poate fi și contact la distanță, evident. Nu neapărat să vă priviți ochi în ochi. Primiți un contact pe Facebook, contact pe Insta. Și cine știe ce în spate? Bineînțeles, trebuie să verificați ce în spate, că mai sunt și spam-uri și scam-uri și toate alea. Deci trebuie. Vă trebuie o garanție totuși. Nu vă aruncați voi chiar așa în iubire fără măsuri de precauție, dar chemarea e mare, pentru că simțiți ceva aparte. Că îl cunoaște de undeva, că are un rol, că e altceva decât de obicei, de ce mă simt așa, dar cum în spatele acestei zile este o propunere, cineva vă face o ofertă. Hai să ieșim la o cafea, hai să discutăm, te invit la un dialog, dăm numărul tău de telefon. E un contact între doi oameni în care unul întinde mâna și cere ceva sau oferă ceva ce celălalt e pregătit să accepte sau să ofere la rândul ei înapoi. Pești, puteți să vă împliniți un vis. Așteptați de ceva vreme așa un mare scop atins. Și i-ați dat așa o conotație. Wow, că dacă vreodată mi se va împlini mie visul ăsta, voi fi super fericit, e apogeu, e maximum, mai mult de atât nu-mi doresc. Și cine știe, se poate întâmpla acum. E așa un sentiment de șansă rară. Treceți pe o stradă la momentul potrivit să se întâmple ceva deosebit.
Ați auzit de manifestare, de jocul manifestării, ceva ce ați manifestat multă vreme. Ba chiar nici nu mai credeați că e posibil. Poate ați trecut-o și pe linie moartă, nici nu v-ați mai gândit, n-ați mai manifestat, ați manifestat cândva toată povestea asta, de mult, cu ani în urmă, cine știe. Și ați zis, a, ce-mi doresc eu, nu mai există și n-ați mai alimentat manifestarea, lucrul ăla manifestat. Dar el era trimis în univers deja, nu l-ați mai întors înapoi. Chiar dacă voi n-ați mai alimentat sursa aia de visare, el își vedea de drum, racheta era pornită. Și racheta aia se pare că a ajuns la o destinație și cineva zice, bine, se aprobă. Și într-un fel sau altul vi se întoarce răspunsul la solicitarea voastră de odinioară, poate de foarte de mult. Această cerere a voastră. Și de aia poate fi o surpriză, și de aia poate vă ia așa pe nepregătite. Stai mă, dar eu nu mi-am mai dorit lucrul ăsta. E? Știți, e ca atunci când ați trimis lui Moș Crăciun o scrisoare în copilărie, pe la 8 ani, și s-a pierdut scrisoarea pe undeva. Și scrisoarea a ajuns acum, când aveți 30 de ani. Și citește Moș Crăciun scrisoarea și uite, copilașul ăsta și-a dorit o bicicletă. Da, v-ați dorit-o, oho, când erați copil. Și într-un fel sau altul, primiți bicicleta, mă rog, conform vârstei actuale. Primiți o reușită majoră la care nici nu mai sperați de mult. Un vis împlinit, un scop atins, o destinație atinsă, iubirea vieții, ce-o fi acolo? Un motiv de fericire, dar e manifestarea, e concretizarea, materializarea manifestării. Ceea ce ați cerut voi, la un moment dat, o dorință aproape imposibilă, atunci, abia acum este valabilă. Acum e venit rândul. Acum sunt întrunite condițiile divin acceptate ca lucrul ăla dorit de voi cândva să se materializeze. Poate nu vă mai trebuie. Dar într-un fel sau altul vă bucurați. Nu vă trebuie bicicleta care ați cerut-o la 8 ani. Da? Bicicleta o puteți oferi copilului vostru între timp, metaforic vorbind, ceea ce spun. Deci chiar dacă nu vă mai trebuie lucrul ăla, tot vă face fericiți. E o confirmare că cineva acolo sus vă aude, că destinul lucrează, că universul lucrează, chiar dacă nu vă mai trebuie bicicleta. Dar asta vă garantează vouă că oricând merită să trimiteți spre univers dorințele voastre. Atunci când cineva acolo sus spune, se aprobă, fiți sigur că vine către voi rezultatul la timpul potrivit. Asta este weekendul, 7-8 octombrie, să fie liniștit, să fie cu soare și nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe acest canal de YouTube. Numai bine vă doresc!